După cum vedeți, cred că Consiliul Județean astăzi este legal constituit de 33 de consilieri județeni. Voi fi un pic mai operativ, sper să-mi iasă. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 624 din 19.09.2018 a președintelui Consiliului Județean Bacău. Comunicat în timpul prevăzut de lege, consilierul și-a adus la cunoștință publică prin publicarea în ziarul de ședare. După cum v-am spus, la ședință din totalul 37 consilieri județeni în funcție sunt prezenți 33. Având în vedere probleme de la ordinea de zi, la ședință au fost invitați să participe domnul Relu Auraș, directorul Sportului Municipal Bacău, domnul Gabriel Adrian, directorul coordonator Sportului Municipal Bacău, doamna Barbu Doina, director general de termar, centru de doctoră George Apostol Bacău. Este? Domnul director executiv Ambrozie Claudiu, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, doamna Daniela Țățaru, director general, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Copilului Bacău, doamna Popa Mariana, manager complexul muzeal, este reprezentată prin domnul director adjunct, domnul Pintilie, la complexul muzeal Iuliana Tonescu Bacău, doamna Ușoara Goreu Gavrila, manager complexul muzeal Științe de Natură, este? Doamna director adjunct, domnul manager Adrian Boba, Spital Județean de Urgență Bacău, domnul Ionescu Ambrose Pavel, manager la Filarmonica Mihail Jora Bacău, este doamna Florica, domnul Petre Vlase, manager la Ansamblul Folcloric Buzău Bacău, nu este domnul Nemțeanu Marius, director Serviciu Public pentru Protecția Datelor și doamna Chelaru Oana Daniela, președinte executiv Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. De asemenea, directorul executiv și directorul executiv adjunct, directorul aparatului de specialitate și reprezentanții mass media. Pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 20.09.2018. 2. Proiect de hotărâre privind instituirea acordarea de prime pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional de sportiv și antrenori din cadrul Sport Club Municipal Bacău și Clubului Sportiv Municipal Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Centrul de Cultură George Apostol pentru organizarea și desfășurarea proiectului Simpozionului Național de Estetică din ediția 13 sub genericul Un an cât un veac. Al patrulea proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea desfășurării proiectului Valea Muntului Trail, Cross și Semi-Maraton. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului Cinstirea istoriei meleagului Băcoane și a memoriei eroilor neamului românesc, Zborul Marelui Unir și eroul Vasile Niculescu. 6. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului Simpozion Național Bacăul, Capitala Rezistenței și Victoriilor Întregirii Naționale. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului Centenarul Zborul Marelui Unir. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău pentru anul 2018. 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Ghimeș-Făget. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Protecție al Cadrului Bacău, Aeroportul Internațional George Enescu Bacău.
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de județean de persoane prin curse regulate speciale. 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019 pe traseul județean numărul 84 Târgu Ocna Nicorești. Dacă la diverse aveți propuneri, dacă nu, doresc să fac un amendament. Proiectul numărul 12 să fie adus pe locul 3. Pentru ca doamna director Raiu-Cos să poată să meargă la aeroport. Supun la vot ordinea de zi cu modificarea propusă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! După cum bine știți, la începutul fiecărei ședințe începem cu cei pe care îi sărbătorim în aceasta, spunând că pe 30 septembrie, domnul Claudiu Nastase, colegul nostru, la mulți ani. Și domnul administrator public, domnul Valentin Pare, la mulți ani. La punctul 1, din ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretare al Trezorului Zare Generală pentru a supune spre aprobarea procesului verbal la ședința anterioară. Potrivit prevederilor legale în vigoare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal la ședințe anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 20 septembrie 2018. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea de prime pentru performanțe deosebite obținute la nivel național de sportiv și antrenor din cadrul Sport Club Municipal Bacău și Clubului Sportiv Municipal Bacău. Conducerea Sportului Municipal Bacău și a Clubului Sportiv Municipal Bacău, prin adrese înaintate și înregistrate la Consiliul Județean Bacău, solicită analizarea posibilității de acordare a unor premii sportivilor și antrenorilor legitimați la aceste formațiuni. Pentru performanțe deosebite obținute de aceștia la competițiile internaționale la care au concurat în acest an. Astfel, la lunga lista sportivilor locăvani, care fac cunoscut județul nostru în țară și în lume, se adaugă nume noi. Ale unor tineri inimoși, care, instruiți și educați de animători cu experiență, realizează performanțe extraordinare. Și aici este vorba de Daniel Martin, în vârstă de 17 ani, legitimat la Sport Club Municipal Bacău, este în sală? Te rog, felicitări! Este deja un nume cunoscut în notul internațional, sportivul antrenat de domnul Iulian Matei a cucerit medalia de aur și titlul european la 100 de metri spate, cu un nou record național la campionatul european de junior desfășurat în luna iulie a acestui an la Helsinki, Finlanda. De menționat că Daniel Martin este calificat pentru a reprezenta România la Jocurile Olimpice de tineri de la Buenos Aires, Argentina, am zis scuze, din octombrie 2018 și și-a îndeplinit baremul A pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Japonia, în anul 2020.
Felicitări! Ne mândrim! Succes în continuare! La fel și halterofilii clubului sportiv municipal Bacău, atât băieți cât și fete, sunt printre cei mai medaliați sportivi în competiții naționale și internaționale. În luna martie, sportiva bacăoană de doar 14 ani, Alice Magda Halmac. Nu este? A devenit triplă campioană continentală prin cucerirea celor 3 medalii de aur la sigură smuls, aducat și total din cadrul campionatului european de haltere pentru junior 2, Under 15, desfășurat la San Donato Milanese, Italia. Tot la această competiție sportivă, Cosmina Pană este reprezentant. La național și am înțeles. Mulțumim. A obținut 2 medalii de argint la sârbile aruncat și total, devenind dublă vicecampioană europeană la haltere Under 17, iar la sârbile smuls a obținut medalia de bronz. Să-i felicităm, chiar dacă astăzi... Reușitele acestor tinere sportive reprezintă rolul muncii, dăruirii și pasiunii lor, dar și dovada profesionalismului antrenorului care l-a pregătit și format domnul George Călin. Felicitări încă o dată. Vă mulțumim că... și succes pe mai departe. Vă mulțumim, dar e onoranță. Mulțumim. La secțiunea masculin senior, sportivul Ionuț Ilie a câștigat medalia de bronz la sârul aruncat și total din cadrul campionatului european de haltere desfășurat anul acesta în perioada martie-aprilie la sală polivalentă din cadrul complexului olimpic de la Isporan, județul Ilfov. Este Ionuț Ilie. Trebuie să vă mărturisesc, după cum bine ați citit în expunerea de motive, palmaristul acestui sportiv băcăoan nu se limitează însă doar la această realizare. Ionuț Ilie, fiind unul dintre cei mai medaliați sportivi ai clubului sportiv municipal Bacău la competițiile internaționale, parcursul său personal și sportiv este cu atât mai impresionant cu cât acest tânăr a trecut pentru o perioadă foarte grea. De unde a fost descoperit de domnul antrenor George Călin și l-a sprijinit într-un mat și o face în continuare. Felicitări! Pentru generațiile viitoare.
Consiliul Județean Bacău apreciază activitatea Sportului Municipal Bacău, a Clubului Sportiv Municipal Bacău și felicită reușitele tinerilor noștri sportivi, precum și profesionalismul antrenorilor care i-au condus spre obținerea acestor performanțe cu care cu toții ne mândrim. Față de cele prezentate, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea de premii pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional de sportiv și antrenori din cadrul Sportului Municipal Bacău și Clubului Sportiv Municipal Bacău. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc! După cum bine știți, premiile se ridică de la caseria Consiliului Județean. Felicitări încă o dată, succes pe mai departe! Mulțumim pentru reprezentare! Și ne reprezintă acolo cu succes.
sunt lucruri care s-au întâmplat și se vor întâmpla spre bine nostru și a tuturor celor din județul Bacău. Felicitări încă o dată, dacă dumneavoastră ne puteți informa mai bine. Bună ziua, stimați domnilor consilieri, doamnelor consilieri. Eram și eu datoare să mă aduc astăzi la cunoștință într-un cadru oficial că vine 21 septembrie 2018 în prezența domnului ministru al transporturilor Lucian Șopa. Am semnat într-adevăr cererea de finanțare din fonduri europene pentru proiectul ce vizează modernizarea întregii tuturor suprafețelor de mișcare ale aeroportului Bacău. Proiectul care dumneavoastră cu siguranță sunteți mai mult decât familiarizați. Este, așa cum a spus și dumneavoastră, domnul vicepreședinte, este cea mai importantă etapă pe care o parcurge aeroportul. Bineînțeles, în continuarea procesului investițional pe care dumneavoastră îl cunoașteți, demarat cu sprijinul Consiliului Județean, totuși am cerut permisiunea, într-adevăr, să spun câteva vorbe, pentru că se merită să aducem în prim plan efortul extraordinar de mare pe care l-a făcut întreaga echipă care a participat la acest proces de modernizare și, bineînțeles, nu în ultimul rând, semnarea acestei cereri de finanțare. Și mă refer aici la colegii noștri din Consiliul Județean, mă refer fără îndoială la colegii mei din aeroport, puțin, dar extrem de determinați în finalizarea acestui proiect și nu în ultimul rând trebuie să mulțumim întregii echipe POIM de la nivelul Ministerului Transporturilor, care și ei au dat dovadă de foarte multă înțelegere, ne-au sprijinit extraordinar de mult și într-un timp foarte, foarte scurt am reușit să semnăm această cerere de finanțare. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru efortul și pentru promptitudinea pe care ați dovedit-o de fiecare dată atunci când au fost desemnat, de avizat, de analizat, de aprobat hotărârea ale Consiliului Județean și eu sunt convinsă că și pe parcursul celorlalte etape din acest proiect vom beneficia de același sprijin din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări încă o dată și succes! Dat bunul Dumnezeu ca în 2020 să fie finalizat. Supunem la spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții la unei instituții publice aflate în subordinea Consiliului de Țeamă Chiu, precum și aprobarea organigramei a statului de funcții la serviciul public de protecția patru Bacău și la aeroportul internațional George Enescu Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim! La punctul 4, la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău, cu Centrul de Cultură George Apostol pentru organizarea și desfășoarea proiectului Simpozionul Național de Estetică, ediția 13-a, sub genericul Un an în viață. După cum bine știți, Simpozionul Național de Estetică este la ediția 23-a, și va avea loc în perioada 17-20 octombrie. În ediția din acest an, dedicat centenarul Centrului de Cultură George Apostol, va marca încă o dată legăturile culturale, artistice, istorice și literare dintre cele mai importante regiuni ale României, prin prezența unor mari personalități care și-au pus amprenta de-a lungul celor 100 de ani în viața noastră și a tuturor românilor. Proiectul Simpozionul Național de Estetică este remarcat prin unicitate în plan național și merită recunoaștere internațională. Proiectul a fost inițiat și organizat de Centrul de Cultură George Apostol, în parteneriat cu secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie a Academiei Române, cărora li s-a alăturat în cursul timpului și alte instituții de cultură, precum Universitatea George Bacovia, Universitatea Vasile Alexandrei din Bacov și Fundația Bacovia din Bacov, devenind un moment de referință în cultura românească. În cadrul Simpozionului Național de Estetică, ediția 23-a,
Se va aborda tema procesul de formare a Statului Național Unitar Român 1821-1918 și se vor desfășura o serie de activități, cum ar fi expoziția artistului plastic, unul dintre cei mai importanti pictori contemporani, Tudor Zbârnea, Conferința Națională de Estetică cu tema Timp și Ficțiune, tipărirea albumului de artă de dispersie temporală, semnat de Tudor Zbârnea, tipărirea de revistă digitală numărul 49, cel mai important proiect al Centrului de Cultură George Apostol, recunoașterea excelenței în domeniul teatrului prin acordarea marii premii George Apostol pentru anul 2018 și 4 premii centenar în cadrul unor festivități de înaltă ținută culturală artistică, spectacole extraordinare susținute de renumitul actor Dorel Dușan la Teatrul Municipal Bacău. Pentru bună desfășurarea Simpozionului Național de Estetică, ediția 23-a, s-a fundamentat un buget total de 46.157 de lei, din care Județul Bacău va contribui cu suma de 40.000 de lei, necesară pentru acoperirea cheltuielilor privind onorarele cuvenite criticilor de artă, artiști, instrumentiști, echipei redacționale și colaboratorilor revistei, realizarea albumului de artă al artistului Tudor Zbârnea și tipărirea revistei Vitrale numărul 49. Diferența de 6.857 de lei reprezintă contribuția Centrului de Cultură George Apostol și este destinată pentru o parte din cheltuielile cu onorarele cuvenite criticilor de artă, artiștilor, precum și cheltuieli specifice evenimentului. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Centrul de Cultură George Apostol Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Simpozion Național de Estetică, ediția 23, sub genericul UNA Tundeasca. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim. Trecem la punctul 5 din ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în legea desfășurării proiectului Valea Mutului 3, cross și semi-maraton. Prin adresa invitată la Consiliul Județean Bacău, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a solicitat asocierea cu Județul Bacău pentru realizarea proiectului Valea Mutului 3, cross și semi-maraton. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, împreună cu baza 95 a Ierian Hierou, capitan aviator Alexandru Șebănescu, cu prilejul Zilei Armatei României, în an centenar, organizează prima ediție a concursului de alergare Valea Mutului 3. Știu că acum avem un mic filmuleț pe care am dorit să-l și vedem. Până să vă mai dau detalii. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău vă propune înlocuirea pentru o zi a meciului la Bini în pădure cu o alergare trail alături de ei într-un mediu sălbatic cu păduri seculare nenumărate cu rai care se strâng în râul Bistrița și cu o faună bogată. Da. Organizarea evenimentului are ca obiectiv atragerea publicului către activități sportive, către o viață mai sănătoasă, prin scoaterea în evidență și promovarea acestor tipuri de competiții, atât la nivel regional, cât și la nivel național, precum și promovarea Județului Bacău pe harta evenimentelor sportive de această anvergură. După cum ați citit și în lista de motive, proiectul este de 35.000 de lei, din care Județul Bacău, în calitate de partener, finanțează 31.200 de lei, respectiv 89,14% din valoarea totală a bugetului, iar Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău finanțează 3.100 de lei, respectiv 10,86% din valoarea totală a bugetului. Este un concurs unic, de drum să sperăm că și la anul ăla vom avea
Dacă sunt intervenții, domnul profesor. Da. Aveam de gând să intervin la simpozionul național de expertise, dar am abținut să zic, am revenit la idee. De ce? Mă citesc și celelalte puncte de pe ordinea de zi, pentru care vin în continuare. Toate acestea fac parte dintr-un amplu program de omagiere, program cultural, educativ, așa mai departe, de omagiere a marului eveniment centenar al României. Program care, țin minte că a fost inițiat prin luna decembrie a anului trecut, finalizat în ianuarie, prin constituirea unui colectiv de lucru, unde s-au reunit toate forțele creatoare în domeniu. Și nu numai instituționale, precum și ONG-uri, chiar și persoane fizice. De altfel și punctele de pe ordinea de zi, care sunt vreo 5-6, vedeți că au aceeași tematică și sunt, deci toate cele 6-7 puncte din ordinea de zi fac parte din programul nostru de activitate de omagiere, deci activitate culturală, artistică și nu numai. Mă bucură că văd materializarea, e adevărat, și cu sprijinul Ministerului Culturii, prin finanțare în totalitate, acestor obiective, ca altfel și scopul realizării acelui program care l-am inițiat la nivelul și sub bagheta directă a președintelui Consiliului Județean de omagiere a centenarului, nu l-am fi putut face dacă nu aveam finanțare din partea Ministerului, prin baza unui hotărâri de guvern. Legat de punctul în sine, Valea Bugului, tare frumos ar fi dacă și partea de finală, deci vedem și harta care ați văzut, traseul care ați văzut, pleacă din platou undeva, se învârte și să ajungem undeva la Cavare, acolo frumos, la punctul turistic, care în momentul de față arată destul de bun. Și știu că este o idee destul de plăcută a noastră și aș dori să materializeze în așa fel încât propunerea dumneavoastră, domnul vicepreședinte, că la anul să facem, să găsim o cabana să fie a Consiliului Județean, acel punct, nu cabana în sine, ci mai mult, eu spun, localizarea în totalitate, zona să fie a Consiliului Județean, unde se pot face activități nu numai culturale, ci un set de activități. De asemenea, și vă mai rețin un minut, am fost profund emoționat în momentul de premiere a celor a muncii depuse de acești tineri și modul în care le reprezintă pe plan național și internațional municipiul și județul Bacău. Haideți, poate nu este momentul astăzi, dar eu zic, puncte de lucru să constituie un început. Haideți să nu ne gândim numai la finalizare. Haideți, cum facem diferite șosele, construim în județul Bacău, haideți să construim acești tineri, să-i ajutăm în procesul lor de pregătire. Pentru că, să minte, sunt câteva luni de zile, dacă greșesc ce scuze, când bazinul a fost pus în funcționare în parametri normali. Dar acolo, după cât îi știu eu, mai sunt încă multe de... E adevărat, este a primăriei municipiului Bacău, dar, conform legii, putem și noi, Consiliul Județean, ne ocupa de pregătirea acestor tineri. Să-i putem ajuta, deci nu numai final, e frumos, este pentru ei. Deși, tot la fel, și cu asta închei, și această contribuție care noi avem pentru ei, este mică. Haideți să ne gândim, dacă putem, în funcție și de fondul care există și modul care este cerut de regulament să fie așezat. Da, vă mulțumesc. Da. Și eu, o foarte scurt, da. Profit de faptul că se discută astăzi despre Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Bacău, și vreau să informez consilierii județeni și Consiliul Județean în general, asupra faptului că la sfârșitul lunii august aici a fost organizată o tabără națională de folclor
foarte bine, foarte bine pregătită și organizată și chiar merită felicitări. Împreună cu despărțământul Astra Vasile Alexandrii Bacău, la care au fost prezente formații artistice din țară și de Republica Moldova. Timp de o săptămână aici au reușit să organizeze o serie de... Da, colegiul național Vasile. Da, Vasile Alexandrii și împreună cu colegiul național Vasile Alexandrii. Eu vreau să-i felicit și să le urez succes în continuare în organizarea unor acțiuni importante pentru județul Bacău. Felicitări! Mulțumim! Dacă nu mai sunt intervenții, având în vedere și menționat, îți spun spre aprobarea proiectului de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Comunitatea Bacău în vederea desfășurării proiectului Vara Vântului 3, Cross și Semi-Maraton. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul președinte, dacă dați voie, vă mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat. Iar pe data de 20 octombrie vă invit să participați și dumneavoastră, nu ca alegător, dar ca consilier județean la această activitate și să vedeți cât de bine o să fie, o să fie la cele din. Vă mulțumesc că vă sunt părat. Mă aștept și noi dacă vreți să alegați. Nu nicio problemă. Este, deci este semi-maraton de 21 de km pe oma și 110 de km. Este un traseu de pădure. Mulțumesc. După cum vedeți pe hartă, aici avem, ce spun, aici avem toți acei care s-au înscris din țară. Noi am început un nou poate să lucrăm acest proiect, avem o publicitate pe Radio Zlu și în deșteptare. Și am dat timpul activări. Până la momentul ăsta ne-am propus 400 de concurenți și s-au înscris toți cei 400 pe care ne-am propus mai din 5 județe. Felicitări! Mulțumesc frumos! Vom fi prezenți! Trecem la punctul 6, ordinea de zi. La proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării și desfășurării proiectului cinstirea istoriei meleagurilor băcăoane și a memoriei eroilor neamului românesc, zborul Mare Olimp și eroul Vasile Niculescu. Consiliul Județean, ținând cont de faptul că în acest an se comemorează 100 de ani de la evenimentul politic major, desfășurarea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România și că Bacăul reprezintă un simbol al acelor vremuri, își propune cinstirea istoriei meleagurilor băcăoane și a memoriei eroilor neamului românesc, care au înfăptuit Marea Unire. Proiectul Cinstirea istoriei meleagurilor băcăoane și a memoriei eroilor neamului românesc, zborul Marea Unire și eroul Vasile Niculescu, inițiat de Consiliul Județean Bacău, își propune cinstirea istoriei neamului și a faptului eroism care au contribuit la realizarea unei aspirații naționale în propriile Marii Uniri din 1911, prin rememorarea zborului Marii Uniri și realizarea postului pilotului erou Vasile Niculescu, care și-a făcut atâtea față de popor și țară cu onoare, curaj și putere de sacrificiu. Bustul din bronz al maiorului Vasile Niculescu se va realiza în 3 exemplare din dorința ca un exemplar să fie oferit județului Alba, un exemplar să rămână la Bacău și un exemplar să fie dăruit localității Rădăuți pentru a fi montat la mormântul pilotului Marii Uniri, acest gest reprezentând o modalitate prin care un pios de recunoștință se poate aduce acestuia pentru faptul sale de eroism. Totodată, rememorarea zborului Marii Uniri din data de 23 noiembrie 1918, când, prin intermediul echipajului Niculescu precum, autoritățile de la Iași au transmis la Blaș primele mesaje legate de unire către românii din Transilvania, va rămâne mărturie a momentului din 1918. Pentru a marca cu cinste acest eveniment, o delegație a județului Bacău, formată dintr-un număr de circa 160 de persoane, elevi,
în mod special olimpici, studenți, profesori, consilieri județeni, reprezentanții ai administrației publice și ai autorităților publice județene, reprezentanții ai mass mediei locale și regionale, va fi prezentă în data de 20 noiembrie 2018 pe Câmpul Libertății de la Blaj pentru a întâmpina echipajul misiunii aeriene susținute de la Bacău. Apoi, delegația județului Bacău, susținută la Blaj, cu dreapta care se va alătura convoiului Unirii pentru a se deplasa la Alba Iulia, unde va participa la acțiunile culturale istorice organizate pe tema Centralului Marii Unii. La Muzeul Național al Unirii va avea loc un schimb de mesaje între președinții Consiliilor Județene a celor două județe și va dărui județului Bacău de către președintele Consiliului Județean Alba macheta avionului Farman F-40, care, în noiembrie 1918, a efectuat zborul Marii Unii, iar județul Bacău, prin președintele Consiliului Județean Bacău, va oferi județului Alba cursul din Broz al maiorului Vasile Brescu. După cum bine știți, pentru buna desfășurare a proiectului s-a fundamentat un buget total de 122.900 de lei necesar pentru acoperirea cheltuielilor privind realizarea postului din bronz al proiectului în 3 exemplare, prin plasarea delegației județului Bacău la Blaj și la Alba Iulia, circa 160 persoane, și realizarea de materiale promoționale, 200 de cocarde, 3 pancarte și un film. Dacă nu sunt intervenții, având în vedere și reprezentate, domnul consilier, vă rog. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, aș fi vrut să văd în acest proiect numărul de elevi care participă. Este delegația de 160, nu sunt precizați câți elevi participă. În opinia mea, cred că ar trebui să fie majoritar. Ideal ar fi ca orice elev băcăvar să ajungă la Marina. Nu putem face așa ceva, dar să fie cât mai mulți prezenți în delegație, ar trebui completat proiectul numărul, zic eu, și apoi criteriul de selecție, modul în care îi alegem pe acești elevi. S-a indicat acolo a fi olimpici. Olimpicii sunt și la matematică, sunt și la biologie, sunt la toate disciplinele. Anul trecut, când am avut o intervenție în liberare legată de activitățile prin care se sărbătorim centenarul, am avut propunerea de a se face un concurs pe teme de istorie la nivel liceal și la nivel gimnazial, practic două concursuri ar fi fost, și prin acest concurs am putut să selectăm pe acei elevi care se participe la eveniment. Nu mai avem timp acum, evenimentul este în 20 noiembrie, nu mai putem să organizăm concursul. În viziunea noastră era trebui să participe toți elevii din județ, pentru că în felul acesta ar putea cunoaște și ar înțelege mărețimea acelor vremuri și în felul acesta se transmit generațiilor viitoare obligația de a fi recunoscători celor care s-au înjețat. Așadar, e tardiv, noi de grare vom face un proiect de hotărâre pentru organizarea unui astfel de concurs în lunile viitoare. Pentru că, în fapt, centenarul, sărbătoria centenarului durează până în 2020, când și de iulie se consfințește Unirea, Marea Unie a Românilor. Mulțumesc! Da. Mulțumesc. Să știți că pentru mine, ca profesor, mi este ușor să aflu și să știu care sunt acei olimpici și cât sunt. Iar pe privește alegerea celorlaltor persoane, putem face o masă rotundă, dacă vreți să fie informat, și alegem toți. Putem propune foarte simplu. Asta este o părere personală ce mi-a susținut. Domnul profesor Claudiu își dorea să intervină. Mulțumesc!
Vreau să spun că în jur de 100, mă rog, discuția a avut săptămâna trecută cu inspectorul școlar general, domnul Lazar Florin, în jur de 110 elevi, deja se încearcă, în primul rând să țin cont de olimpicii, la faza județeană și națională, sunt în jur de 70. Și diferența până la 110 este se încearcă, ca într-adevăr, ideea domnului consilier este deosebită, se încearcă ca din fiecare localitate, din fiecare școală, școală de județul Bacău, să fie câte un reprezentant din rândul elevilor. Asta este, deci se lucrează și cred că în timpul cel mai scurt va fi prezentată Consiliul Județean în situația nominală a elevilor. De asemenea, acțiune, într-adevăr, și vă spun ca unul care sunt implicat în această acțiune, colectivul la nivelul Consiliului Județean, coordonat de așa de domnul vicepreședinte, știu că și dumneavoastră știți la fel, presa ne prezintă aproape zilnic, să zic așa, activități legale. E adevărat la nivelul școlilor și a unităților teritorial administrative. Se fac astfel de activități destul de ample, pe obiect, unde este omagiat acest mare, mare eveniment. Că neapărat să aibă de sunet județean, lucrurile sunt puțin și vă spun că am citit și m-am preocupat în citit această chestiune. Adică se încearcă a scoate acel festivism care noi l-am avut până în 89 și a politizat în totalitate această acțiune. Și mai o altă chestiune care este în atenția nu numai a inspectoratului școlar, dar și a celor, gândiți-vă că centenarul nu se încheie la 1 decembrie 2018 și va merge până în 21, când, chiar 22, când s-a finalizat de fapt o mare anumit. Deci, nu, activitățile continuă, nu se încheie la 1 decembrie 2018. Asta am dorit să spun. Mulțumim. Așteptăm cu interes propunerea de proiect pentru concursul dedicat centenarului. Dacă nu mai sunt intervenții, având în vedere cele prezentate, supuneți reaprobarea proiectului de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului cinstirea istoriei meleagurilor băcăoane și a memoriei eroilor neamului românesc, zborul Mariului și eroul Vasile Niculescu. Cine este pentru? Împotrivă, abținem. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 7, ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului Simpozion Național Bacău, Capitala Rezistenței și Victoriilor Întrecirii Naționale. Ministerul Culturii și Identității Naționale și în adresa 430 din 18-7-2018 ne-a transmis că în a treia sesiune de evaluare a proiectelor a fost aprobat prin decizie proiectul Simpoziu Național Bacău, Capitala Rezistenței și Victoriilor Întrecerii Naționale. Scopul proiectului de mai sus este de a marca importanța municipiului Bacău și a județului Bacău în timpul primului război mondial și de a evidenția contribuția victorilor din vara anului 1917 la realizarea dezideratului național România Mare. Obiectivele proiectului sunt următoare. Promovarea județului și a municipiului Bacău prin mărețile fapte pe câmpul de luptă din vara anului 1917. Cunoașterea și de către generația actuală a trecutului neamului cu deosebire a împrejurărilor care au dus la favorirea României Mare și valorificarea informațiilor documentare prin publicare de volume și studii periodice. Pentru ca și județul Bacău să fie la înălțimea importantelor evenimente petrecute acum 100 de ani, propunem campionul cu invitații filiala Bacău a Asociației Generale a Arhiviștilor de România, Asociația Națională a Cultur
Cultului Eroilor Regina Maria, filiala județeană Colonel Corneliu Chirieș Bacău și Serviciul Județean Bacău al Arhivilor Naționale, să organizăm în perioada 24-25 octombrie 2018 Simpozionul Național Bacăul, Capitala Rezistenței și Victoriei Întregirii Naționale, dedicat centenarului primului război mondial și înfăptuirii Marii Unirii. În acest sens, se vor pregăti și realiza tipării volumele Cultului Eroilor, 25 de ani dedicați Eroilor Neamului, autor Colonel Paul Valerian Timofte, monografia filialei Bacău, General Ieremia Grigorescu, Asociația Națională a Veteranilor de Război, autor General Alexandru Leonov, anumatul Arhivelor Naționale Bacău, Acta Bacoviensia, valoarea totală a proiectului este de 70.000 de lei, reprezentând cheltuielile de realizare acțiuni, costuri, materiale și producție, tipărituri, promovare, transport, cazare, credite bugetare și așa mai departe, contribuția ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public și, cu siguranță, respectând încadrarea bugetară. Față de cele prezentate, dacă nu mai sunt intervenții, supunem spre aprobare, adoptare, proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea Simpozionului Național Bacăul, Capitala Rezistenței și Victoriilor Întregirii Naționale. Eu vreau să am intervenție. Vă ascultă. Intervenția mea are scopul de a evita să mai tratăm măcar pe sfârșitul de an, atunci când se face binecunoscutul calendar, și să includem în anul acesta monumente, cimitire ale eroilor semnificative care dau mărturie de jertfa de acum 100 de ani. Anul trecut s-a ratat, anul ăsta vrem să-l ratăm. După cum ați văzut din prezentarea proiectului, sunt sute de monumente, zeci de cimitire, în care odihnesc peste 80.000 de ostași și din mulțimea aceasta noi propunem 12 monumente și cimitire care să fie incluse în calendarul de acest an. Aș începe cu cel mai reprezentativ, Monumentul Eroilor de la Onești, ridicat de la inițiativa sprijinul Asociației Cultului Eroilor Regina Maria, apoi Monumentul Cavaleriștilor de la Unitus, Monumentul Eroilor de pe Mărgura Ocnei, și aici vreau să amintesc faptul că nici acum nu s-a rezolvat problema drumului, doamna Ivanov periodic intervine și ar fi fost un, într-adevăr, un act în care ne-a arătat recunoștința dacă reușeam să reparăm acel drum, să facem accesul ușor către acest monument. Apoi, cimitirul Eroilor de la Pârâul Sărat Cașa. Nu știu dacă știți acest monument, este, de fapt, un câmp, unui odihnesc o seminte pe care se arată niște cruci vesteare. Este tulburător, ca să-l vedeți, ce se poate impresiona. Simple cruci vesteare pe care se află coloane de frunze de stejar și tricolor. Cimitirul Eroilor de la Poieni, care nu arată prea bine, ar merita un efort de a fi refăcut. Cimitirul Eroilor din Bacău, Monumentul Eroilor de la Sticlărie Cașa, iarăși puțin cunoscut, Cimitirul Eroilor Oicuz, Cimitirul Eroilor din Baia Sărată, Cimitirul Eroilor Comănești, Monumentul Vânătorilor de Munte, de pe Vântul Cineșoaia, și Monumentul Infanteriștilor de pe Monumentul Cineșoaie, Monumentul Proaspete, care acum un an a fost inaugurat. Deci rugămintea este să fie gândit un calendar cu aceste monumente și cimitire. Mulțumesc! Da, o să consemnăm, cu toate că știu că aceste cimitire și monumente sunt, mai majoritatea cred că sunt în administrarea Consiliului Local.
Cred că fiecare dintre noi ne putem apleca acolo unde putem, acolo unde cunoaștem oameni pentru a-i încuraja și a-i sprijini pe domnii primari, domnii consilieri, să poată să intervină pentru a reface acele monumente pe care dumneavoastră le cunoașteți bine. Eu cred că avem puterea asta de a ne implica fiecare în parte. Personal, atât personal cât și din statutul nostru de statutul nostru de consilier județean. Vă mulțumim pentru această intervenție. Dacă nu mai sunt alte intervenții, față de cele prezentate, vă supun spre adoptarea unui proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului Simpoziu Național Bacău, Capitala Rezistenței și Victoriilor Întregirii Naționale. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumim. Trecem la proiectul numărul 8. Pe același tron, tronul centenarului. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului centenarul Zborului Marii Unii, ținând cont de faptul că în acest an se împlinesc 100 de ani la înfăptuirea Marii Unii, de faptul că centenarul înseamnă principii, credințe și valori, considerând totodată că marcarea centenarului trebuie să aibă următoarea dimensiuni educativă a patrimoniului și a memoriei părinților noștri. Cu acest prilej, se are gândire realizarea unei expoziții naționale dedicate viaței române, în colaborare cu următoarele instituții, Arca Filială Bacău, Muzeul Național al Viaței Române, Muzeul Militar Național Regii Ferdinand Filială Bacău, Statul Major General, Masa 95, Aireliană Bacău. Expoziția va fi însoțită de un catalog al acesteia. Tot cu acest prilej va fi refăcut, după cum bine știți, Zborul Marii Uniri, Bacău-Vlașcu. De asemenea, în cadrul proiectului va fi organizat simpozionul național și centenarul Zborul Marii Uniri, cu ocazie cu care se va lansa volumul Zborul Marii Uniri, autor colonel Paul Sandache, reeditat, și se vor mâna tipărete cu ocazie centenarul Zborul Marii Uniri. Valoarea totală a proiectului este de 106.900 de lei, reprezentând cheltuieli privind costuri pentru materiale și servicii, costuri de producție, închiriere de spații și aparatură, onorare, prestări servicii, cazare și transportul intern al participanților și invitaților, realizarea de studii și cercetări, consultanțe de specialitate, tipărituri, seminarii, conferințe, ateliere de lucru, acțiuni promoționale, toate în limita maximă aprobată potrivit prevederilor legale. Cum bine știți, este un proiect finanțat de Ministerul Culturii. Dacă nu sunt intervenții, având în vedere cele prezentate, supunem spre adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului centenarul Zborului Marii Unii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Trecem la punctul 9. Pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. După cum bine ați citit și ați discutat în comisii, prin articolul 2 din hotărârea Consiliului Județean numărul 206 din 2017 și ținând cont că prevederile legale în baza cărora a fost adoptat vechiul regulament și prin hotărârea Guvernului numărul 797 din 2017 au fost
modificate în ceea ce privește unele aspecte privind conducerea Direcției Generale, Colegiul Director și atribuțiilor acestuia prin hotărârea Guvernului numărul 417 din 2018. După cum bine știți și ședința trecută, și acum două ședințe, am avut unele modificări la Colegiul Director. Și totodată, ca urmare a controlului efectuat de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, în perioada iunie-august 2018, s-a făcut recomandarea de a se revizui regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale în baza regulamentului cadru prevăzut la articolul 1 alineat 2 din hotărârea de guvern numărul 797 din 2017. Direcția Generală a înaintat prin adresa numărul 8031 din 24-8-2018 hotărârea Colegiului Director numărul 7 privind avizarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Astfel, sunt întrunite toate condițiile aprobării unui nou regulament, iar față de cele mai sus prezentate, supun spre adoptare hotărârea privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Dacă nu sunt intervenții, vă spun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 10. Este vorba de modificarea și de un nou regulament de organizare și funcționare servicii sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială, Protecția și Protecția Copilului Bacău. În urma unor schimbări normative, conform hotărârii Guvernului numărul 118 din 2014, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii numărul 197 din 2010, privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, modificate și completate ulterior, prin documentele justificative prevăzute la articolul 18 din hotărârea 118 a Guvernului, în 2014, furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a elabora pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare regulamente proprii de organizare și funcționare. Drept pentru care Direcția Generală ne-a înaintat un regulament de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din structura și subordinea direcției, conform prevederilor articolului 6, alineatul 1 din aceeași hotărâre 797 din 2017. Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre adoptare hotărârea privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Unanimitate. Mulțumesc. Trecem la punctul 11, unde voi da cuvântul doamnei director, Elena Mitrea. Este vorba de proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pro proiectul din Bacău, anul 2018. În ordonanța de urgență a guvernului numărul 78/2018, privind la rectificarea bugetului de stat anul 2018, a fost alocată prin Consiliul Județean Bacău suma de 6.726.000 lei, reprezentând sume încalcate din taxă de valoare adăugată în finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul județului. Se suplimentează suma cu suma de 6.114.000 lei, având ca destinație finanțarea cheltuielor determinate de implementarea programului pentru școala României și se diminuează cu suma de 88.000 lei, finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, care implementează un mod special. De asemenea, prin ordonanța de urgență 78, anexa numărul 6, au fost alocate sume și anume 2.473.000 lei, reprezentând sume de parcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 327.000 lei, reprezentând alocări directe din impozitul pe venit, și 134.000 lei, reprezentând sume alocate în coada de 17,25%
noastră pentru asigurarea bugetului în minte funcționare. Prin hotărârea de guvern numărul 758, au fost alocate sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului pentru echilibrarea bugetelor locale, iar pentru bugetul propriu al Consiliului Județean Bacău a fost alocată suma totală de 18.650.000 lei. După cum urmează, suma de 5.138.000 lei pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și suma de 6.118.000 lei pentru susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. În drept urmare, putem rectificarea bugetului Consiliului Județean la partea de venituri cu suma de 29.310.000 lei. Crește partea de cheltuieli ca urmare a suplimentării veniturilor potrivit ordonanței numărului 78/2018 și a hotărârii de guvern 758/2018, a analizei execuției cheltuielilor de la data de 31 august, precum și a solicitărilor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, propunem rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău la partea de cheltuieli, după cum urmează. La capitolul 51, autorități publice, se propune diminuarea cheltuielor pe total capitolului, suma de 550.890 lei. La capitolul 54, alte servicii publice generale, se propune anulare de credite bugetare în cadrul capitolului și anume suplimentarea cheltuielor de genere la bun și servicii și diminuarea cheltuielor cu aceeași sumă la titlul dotării efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent. La capitolul 65, învățământ, se propune suplimentarea cheltuielor pe total capitolul cu suma de 6.559.290 lei. La capitolul 67, cultură, recreere și religie, se propune diminuarea cheltuielor pe total capitolul cu suma de 249.000 lei. La capitolul 68, asigurări și asistență socială, se propune suplimentarea cheltuielor pe total capitolul cu suma de 12.650.000 lei. La capitolul 84, transportul, propunem suplimentarea cheltuielor pe total capitol cu suma de 3.900.000 lei. În ce privește instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții, Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău a solicitat suplimentarea cheltuielor cu suma de 25.000 lei, Filarmonica Mihaiu Jora a solicitat suplimentarea cheltuielor la bunuri și servicii cu suma de 111.000 lei, și ansamblul folclorii Busuiocul Bacău a solicitat suplimentarea cheltuielor publice servicii cu suma de 15.000 lei. În ce privește instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, Spitalul Județean de Urgență Bacău a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ca urmare a analizei asupra execuției bugetare și a estimărilor până la finele anului 2018, după cum urmează. Diminuarea veniturilor pe total cu suma de 48.000 lei și, în mod corespunzător, diminuarea cheltuielilor pe total cu suma de 48.000 lei. Referitor la programul de investiții al județului Bacău, ca urmare a efectuării analizei modului de utilizare a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții cuprinse în programul de Consiliul Județean Bacău pe anul 2018 și luând în considerare stadiul de realizare a acestora, se propune efectuarea unor modificări de obiectivele de investiții aprobate, după cum urmează, diminuarea cu suma de 1.900.000 lei a obiectivului de investiții, creșterea capacității fiscale și modernizarea pistei de decolare a aterizare și a suprafețelor de mișcare, referente la regia autonomă a aeroportului internațional, Eugen Sivaco, de la capitolul 51, aparat proiectul, și suplimentarea unor potrivit corespunzător cu suma de 600.000 lei a obiectivului de investiții, modernizare și reforțare infrastructură de transport aerian, la capitolul 84 transportul și suplimentarea cu suma de 500.000 lei a venitului de investiții, creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare. La același capitolul 84 transportul, în vederea pregătirii documentației prin întocmirea cererii de finanțare. De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a solicitat modificarea listei de investiții de anul 2018, în sensul virării de sume de la articolul 71 la articolul 58, conform anexei 4 la proiectul de hotărâre. Spitalul Județean de Urgență Bacău a solicitat modificarea listei de investiții între obiectivele aprobate în programul de investiții anul 2018, iar Complexul Muzeal Iulian Antonescu a solicitat de asemenea modificarea listei de investiții la capitolul cealaltă cheltuieli între obiectivele aprobate în programul de investiții. Având în vedere solicitarea la partea propriu a Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, propunem modificarea programului de investiții conform anexei 4 la proiectul de hotărâre. În față de cel prezentat, considerăm proiectul de hotărâre poate privind rectificarea bugetului de program al Consiliului Bacău și a instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Bacău.
intervenții? Din expunere de motive, pentru că se face referire la anexa numărul 6 din plan la ordonanța 1578-18 și adresa administrației prezent de finanțe publice 4, numărul 2154. În baza cărora s-au făcut, s-au alocat acele sume. Cred că ar fi fost corect și util și pe viitor vă rog să țineți cont de această cerință, să anexați aceste două documente la proiectul de hotărâre. De multă altfel, am văzut și noi care sunt acele sume defalcate pentru intervenția pentru echilibrarea bugetelor locale. Uitându-mă pe această anexă, am observat că cel mai dezechilibrate bugete locale sunt ale municipiilor. Din cele 2.473 de mii de lei, deci 2.473, 11.094 de mii de lei le primesc cele 3 municipii. Bacău, Mânești și Mânești. Și aproape 2-3 din comune nu primesc nimic. Dumnezeu putea face concluzia că la comune sunt foarte echilibrate bugete, dezechilibrate la municipii. Nu știu cum s-a... Încă n-am avut timp să mă edific cum s-au stabilit aceste dezechilibre și sumele care s-au alocat, dar așa, la aprecierea și la valorică, e un semn de întrebare. Pentru că știm cu toții că cele mai multe primării comunale suferă de dezechilibre financiare, sunt finanțate. Probabil, la o rectificare viitoare, doar să mișeze. În orice caz, rămâne de cerința de a atașa și aceste documente. Orice document care lămurește, care e edifică, trebuie anexat la proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Iar dacă aveți vreo explicație pentru aceste sume... Eu vreau doar să fac menționat această sumă. Am fost reparsitate prin anexa numărul 6 la ordonanță de urgență de rectificare de către Ministerul de Finanțe, în urma unei analize și a unor formule care vin să corecteze alocările inițiale prin legea bugetului de stat. Și probabil va mai fi o rectificare ulterioară. Vreau să... Mulțumim. Până la urmă, vreau să vă contrazic în parte, pentru că vreau să folosesc de majoritatea comunilor. Să știți că majoritatea comunilor care acum sunt deficitare la sumele primite, au primit în ianuarie sume ce nu au primit în 3-4 ani. Și vă pot da exemplu, dacă vreți. E adevărat, sunt ajutat în municipiu pentru că la început, în ianuarie, februarie, la buget, atunci lor li s-a dat mai puțin. Și acum au fost pentru echilibrare și pentru a corecta anumite minusuri din ianuarie-februarie. Și din păcate nu ține de noi. Sunt sume venite direct de la finanță. La acest proiect vreau să vă informez că și vreau să atașez o informare, o situație, de fapt, din Spitalul Județean Bacău. Aici, prin prezența domnului manager, domnul Popa. Adresa numărul 17242, din 26.9.2018, ne aduce la cunoștință faptul că secția de neonatologie, partea maternității Bacău, este clasificată ca unitate de gradul 3, ceea ce implică un compartiment de terapie intensivă neonatală de înaltă performanță, compartiment care acordă îngrijiri prematurilor și neonăscuților cu probleme medicale din cel puțin două județe, Bacău și Vrancea. După cum bine cunosc, sunt cazuri și în alte județe, Galați, Constanța. Una din investițiile medicale esențiale diagnosticării afecțiunilor, cât și monitorizării evoluției acestora, este radiologia.
Starea gravă a nou născuților din terapie intensivă nu permite deplasarea acestora spre un aparat de radiologie fix. Exemplu, nou născuții intubați și ventilați mecanic, nou născuții cu hemoragii cerebrale sau asfixii severe, nou născuți cu prematuritate severă pentru care mobilizarea poate produce agravarea stării de sănătate până la deces. Cine se analizează, domnul director, este faptul că aparatul RX mobil pe care îl avem în secție este în dotare și exploatare intensivă din anul 1998. Și în ultimul an s-a defectat în mod frecvent, lăsând compartimentul de terapie intensivă descoperit din acest punct de vedere unele moduri și timp de expunere nemai putând fi folosite nici după reparații succesive. De asemenea, pentru categoria de nou-născuți este de importanță majoră plasarea lor în incubatoare cu posibilitatea reglării temperaturii, reglării gradului de imunitate, acces facil prin hubloul securizat în vederea evitării pierderilor de temperatură, reglarea și obținerea poziției implantive de cliv sau procliv, să sunt termeni medical, inserții, independența în funcționare în cel puțin 2 ore, în momentul în care rămân fără curent, fără energie, deplasarea facilă și suporți pentru atașarea punctelor de perfuzie la aceste aparate. Menționăm că până azi am internat din compartimentul prematur un număr de 281 de nou născuți, din care 210 au necesitat diverse îngrijiri la terapie intensivă, iar în compartimentul de terapie intensivă neonatală au primit îngrijire total un număr de 449 de nou născuți, rezultând un indice de utilizare a 471% și o rată de ocupare de 175,75%. Având în vedere cele menționate, vă solicităm sprijinul dotarea secției compartimentului de terapie intensivă cu 4 incubatoare, cu mențiunea de asemenea că incubatoarele aflate în dotare sunt exploatate intensiv, aparat ce frecvent apar defecțiuni, precum și cu un aparat de radiologie mobil cu care să se poate efectua investigații radiologice fără deplasarea nouă născuților, aparat cu caracteristici speciale în ceea ce privește dozarea cantității de radiație și zona de expunere. Valoarea estimativă, estimată acestuia este de 1.140.000 de lei, din care 500.000 de lei pentru aparatul de radiologie și 160.000 de lei pentru fiecare incubator. În urma verificării și analizării bugetului, eu vă propun o rectificare la partea de cheltuieli și vă voi motiva imediat, după cum urmează. La capitolul 5102, autorități publice, diminuarea la titlul 71, cheltuielile de capital cu suma de 1.140.000 de lei de la obiectivul de investiții, creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare, aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la aeroportul internațional George Enescu, Bacău. De ce considerăm noi, după cum bine știți, în urma semnării contractului pentru aeroport, 75% suportă Uniunea Europeană, 23% suportă Guvernul, iar 2% Consiliul Județean. Deci nu mai este necesară acea sumă pe care noi, de 2 milioane jumătate, pe care am preconizat-o că vom folosi la aeroport. La capitolul 66.02, Sănătate, majorarea la titlul alte cheltuieli dotări cu suma de 1.140.000 de lei,
după cum urmează, 500.000 de lei pentru poziția aparat RX în neonatologie și 640.000 de lei pentru poziția incubator cu precizarea 4 bucăți. După cum bine știți, sau dacă îmi permiteți, cred că în regiune, Spitalul Bacău este pe primul loc la atragerea de fonduri europene cu aproximație 45 milioane de lei. Colegi, aveți de data, domnule președinte. Am să județul Bacăului, cele spitalele din sub ordine, are fonduri acasă în ultimul 5 ani de 45 milioane de lei, fonduri care acum, în baza concluiești europene, putem recupera. Din acest proiect mai fac parte și Neamț și Vaslui, iar cele două sumate nu trebuie ajung la jumătate din valoarea pe care a investit-o județul Bacău în sănătate. Mulțumesc frumos și pentru amendamentul pe care o faceți. Sigur, cele două poziții există în lista de investiții a Spitalului Județean Bacău, însă bugetul anul ăsta a fost afectat în mai multe lucruri, printre care și aceste vouchere de vacanță pe care le oferim angajaților conform legislației vigoare, care însă afectează bugetul propriu al spitalului și astfel ne face să apelăm la surse externe de finanțare, cum iar cea mai lucrătoare, evident, este cea Consiliului Județean Bacău, care ne-a ajutat în nenumărate lucruri. Aș vrea să amintesc și faptul că ieri secția de oncologie din cadrul spitalului nostru a fost dată în folosință. Foarte multă lume știe că ea nu mai putea funcționa în condițiile vechi, în sensul că spațiul oferit nu mai corespundă la numărul sanitar în vigoare. Astfel am găsit varianta reducării în această clădire folosită de compartimentul HIV în trecut. Cu sprijinul Consiliului Județean a fost reabilitată. Anul acesta am recepționat-o și de săptămâna asta am și dat-o în folosință secției, utilizând toate cele 30 de patru din structură, fiindcă până acum utilizam doar 20 din ele datorită spațiului eficient. Există și posibilitatea tratării pacienților în spitalizarea de zi. Acum există și o dotare pe care doar spitalul universitar o mai au în acest moment, deci privind un aparat de preparare a acestor substanțe citostatice. De săptămâna aceasta, secția oncologie are o nouă casă și funcționează la parametrii europene. Mulțumesc încă o dată Consiliului Județean pentru că s-a gândit să investească în reabilitarea și modernizarea acestei clădiri. Deci, domnul manager, după cum bine știți, această modernizare a secției de oncologie vine în completarea radiologiei, ce sperăm și credem că vom reuși să o dublăm. Vorbiți. Ficția de oncologie este strâns legată de compartimentul de radioterapie, care știm că a fost dat în procesul anul trecut și care funcționează acum la capacitate maximă. Ce vă pot spune este că ne plângeam acum în anul lipsa experților în radioterapie. Cu greu am reușit să aducem un tânăr medic de la Iași și vă pot spune că ieri a fost un examen și două posturi de medic au fost ocupate de două doamne tinere care o să vină din luna ianuarie, două rezidente în ultimul an, o să vină din luna ianuarie cu program full-time la Spitalul Județean Bacău. Deci radioterapia strâns legată de oncologia, cred eu că putem construi sau putem deja spune de un centru de performanță în oncologie radioterapie la Bacău, fiindcă nu știu dacă sunt județe, cel puțin în regiunea Nord-Est, care să se poată mândri cu acest lucru. Mulțumesc mult! Felicitări încă o dată. Felicitări tuturor celor care până acum, indiferent de poziție și culoare, au fost și-au susținut proiectele Spitalul Județean Bacău. Dacă am astfel intervenție?
Vă supun spre adoptare cu amendamentul propus de mine. Cine este pentru? Împotrivă. Vă mulțumesc. La punctul destrece, dau cuvântul domnului vicepreședinte Popescu. Mulțumesc, doamna Blecu, Gabriela. Punctul 12 a fost votat. Da. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Bacău, domeniul public al comunei Ghimeș Făget. După cum bine știți, o parte din clădire a fost predată în administrare. Acum, în urma unei cereri luată prin hotărârea Consiliului Local Ghimeș Făget de a le da lor, în domeniul public al comunei, există o adresă atașată, numărul 3757 din 6 a 7-2018, de trecerea unui imobil de domeniul public al județului Bacău, domeniul public al comunei Ghimeș Făget, motivată, bineînțeles, și sub aspectul utilității bunurilor precizate, acesta este limitat atât de teritorial, cât și funcțional, la nivel local, făcut interesul public este predominant al comunei Ghimeș Făget, motiv pentru care bunul ar trebui să facă parte din domeniul public al comunei Ghimeș Făget. Dacă nu sunt intervenții, față de cele mai sus menționate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al comunei Ghimeș Făget. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Domnul vicepreședinte. Stimați colegi, și după cum știți, la nivelul județelor în România, transportul public de persoane se face prin curse regulate speciale sau prin curse regulate. Aveți materialul la mapă. Prin acest proiect de hotărâre se cere aprobarea pentru 3 licențe pe următoarele trasee. Oia Ana Nebezi Onești pentru SECE Transmoldova, Țărăgă Onești, pentru transportul elevilor din Nebezi, care învață la Liceul Tehnologic Onești, pe traseul Berzunț Onești, tot pentru SECE Transmoldova, pentru transportul angajaților la SECE Energofanic SRL din Berzunț, și pe traseul Sascut Valea Seacă pentru Dragolip Service, pentru transportul elevilor din Valea Seacă la școala gimnazială Sascut. Solicitanții, bineînțeles, că au prezentat avizele pentru utilizarea stațiilor publice de pe raza comunelor respective Livezi, Berzun, Sascut și Valea Seacă. De asemenea, Autoritatea Rutieră Română, Agenția Bacău, a avizat parcul auto utilizat de transportatori în aceste curse de transport special. Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog să adoptăm acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Și la ultimul punct. Stimați colegi, de asemenea, la acest proiect de hotărâre trebuie să modificăm programul de transport public de persoane prin servicii regulate. Deci dacă la punctul precedent aveam curse regulate speciale, acum modificăm programul de servicii regulate. Reprezentanții autorității locale al comunei Cotlerești au analizat și au solicitat să le dăm încă 3 curse suplimentare pe zi în graficul de circulație al traseului. Astfel, de la 5 curse pe zi care deservesc acest traseu, vom avea 8 curse pe zi. Plecare din localitatea București și ajungere la Târgu Ocru. Bineînțeles, sunt toate avizele la acest proiect de hotărâre, deci vă rog să supuneți spre aprobare acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Cine este pentru? Împotrivă, abține. Vă mulțumim. Dacă nu aș intervenție, vă doresc.